Aceste meleaguri, iar recunoștința noastră trebuie să se îndrepte către aceia care nu ușor, ci cu foarte multă jertfă și foarte multe suferințe au făurit acest neam. Și dacă vrem să comemorăm cum trebuie, ar trebui să punem deasupra grijilor mărunte ale vieții acesteia un ideal. Acum 100 de ani nu s-ar fi putut face unirea dacă oamenii ar fi gândit și procedat așa cum facem noi astăzi. Dincolo de culoarea politică au reușit să treacă foarte ușor, au reușit să treacă dincolo de diferențele de confesiune religioasă, au reușit să lase deoparte orice fel de orgoliu omenesc, să-și dea mâna și impresionant a fost nu faptul că formal s-au semnat niște acte în urma cărora s-a înființat poporul, ci faptul că la Alba Iulia, în Bucovina de Nord, românii s-au adunat și într-un glas au pus acest măreț ideal deasupra oricăror preocupări lumești sau omenești.
ziua tuturor românilor care își prețuiesc istoria și identitatea. La acest aniversar pentru poporul român, îmi doresc să depășim ura și dezbinarea, să contribuim cu toții la proiecte care ne unesc pentru a oferi un viitor prosper României. Se împlinesc 100 de ani de când lanțurile de obăgie seculară au fost zdrobite. Se împlinesc 100 de ani de când noi românii simțim o deosebită mângâiere sufletească văzând visul nostru de aur realizat. Bucuria pe care a făcut-o în urmă cu 100 de ani poporului român, noi astăzi o privim ca cel mai frumos dar ceresc față de neamul nostru atât de mult și de greu încercat. Ce-ați făcut din țarele ruineri? Tot în fric și-n foame, tot cu mâini întinse, le ruineri. Pe la porți străine, ce ne stau închise, le ruineri. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Să se audă în Chișinău, Chișinău, ca și acolo-i neam de-al meu. Să se audă în Chișinău, Chișinău, ca și acolo-i neam de-al meu. Pentru meritul deosebit pe care l-a adus comunei noastre cu picturile și sculpturile din centrul de informare turistică și sperăm ca și în viitor să ne poată îmbucura să fim mândri de dânsul. Felicitări!